După protestele din weekend, unde sute de români au ieșit în stradă fără mască, jandarmeria a gafat din nou. Aceștia i-au dat o amendă modică organizatorului manifestațiilor în valoare de numai 1000 de lei. Chiar dacă au protestat fără măști și fără să respecte nici măcar o regulă în ceea ce privește pandemia, organizatorii protestelor la care a participat și senatoarea Diana Șoșoacă au primit o amendă de numai 1000 de lei. Între timp, premierul Florin Câțu a reacționat ferm în conferința de presă. Acesta a spus că nu are nimic cu protestatarii, dar le cere să respecte măsurile sanitare. Nimeni nu este mai presus de lege. Și, din păcate, avem și parlamentari politicieni care îndeamnă, instigă la nerespectarea legii. Dar, nu știu, aici cred că este o problemă morală pentru acești oameni. Sunt parlamentari, fac legi pentru România, dar în același timp nu respectă legislația în vigoare. Nu am o problemă cu protestele, sunt liberal și protestele sunt ok. Îmi dau seama, nu sunt, sunt oameni care mă înjură sau vor să protesteze foarte bine, dar să o facă respectând legea. Să o facă respectând legea, să poarte mască,